Alex, bă, dar de ce ai cald ăsta, bă, Alex, că tu nici n-aveai cald, bă, tu ești cheater, bă. Bă, și de ce are armură de diamant, bă, că iar ești cheater, bă, și de ce sunt animale în spatele tău, cheaterule, și de ce nu e nimic ca lângă tine, bă, cheaterule, cheaterule. Ai folosit coduri, este că ai folosit coduri, da, bă. Nu, acum, serios. Suntem într-o lume de teste. Să vă explic de ce suntem în această lume mirobolantă de teste. După câte știți, am început să construim tunelul nostru din Nether, inclusiv Nether Hub-ul și așa mai departe, către satele noastre. Ceea ce implică și niște șine de tren. Am vrut să facem un design cât mai interesant, să fie cât mai util, să nu am nevoie să trebuie să construiesc eu Minecraft-ul de fiecare dată, să-mi aduc aminte că, bă, stai că pe ăla l-am uitat pe șine pe undeva. Așa că, iată unde am ajuns. Într-o lume de teste în care eu vă explic pas cu pas ce am făcut eu în Nether. În cazul în care o să dați niște greșeli, nu știu, pe acolo o să mai găsiți un minecart zburat printr-o parte, e din cauza că am mai filmat videoclipul ăsta încă o dată și am uitat să curăț tot pe acolo. Mi-a dat eroare OBS-ul, nu mai contează detalii de genul. Ok, bun. Haideți să mergem mai departe. Uf, am sărit de aici. Și ajungem la prima noastră schemă. Avem o torță de redstone care ea, în mod normal, este pornită tot timpul, da? Trimite semnal constant. Să zicem că torța asta de redstone este cu un bloc mai sus decât semnalul propriu-zis, da? Adică noi dacă dăm drumul la semnal, semnalul acesta de redstone o să intre în blocul de sub torță. Ok? Bun. Dacă dăm drumul la semnal, ce se întâmplă? Torța se stinge. De ce? Pentru că acum tot semnalul de redstone este în blocul acesta. Torța ne știm ce să facă, să zicem că efectiv se stinge. Nu știu să vă explic corect, concret de ce, pur și simplu știu și eu că așa se întâmplă. Restul detaliilor nu mai contează, ok? Bun. Deci, recapitulând, dacă o torță se află la un nivel mai sus decât semnal de redstone, aceasta când primește un semnal de redstone, când blocul de dedesubtul torței are semnal de redstone, torța se stinge. M-am bâlbit ca dracu. Trecem mai departe. Ce în partea asta altă? Avem un detector rail de ăsta, așa șmecher, mare detector de minciuni. Un redstone lamp și un semnal de redstone. Ok? Bun. Din câte știm, ca să activăm semnalul ăsta de redstone, în mod normal, avem nevoie de o torță de redstone. Care să nu punem acolo, să punem mai sus. Puf. Și vedem că s-a aprins redstone lamp-ul, da? Dar ce putem face noi cu minecart-uri? Folosim chestia asta. Dacă noi am pus un minecart, sesizăm că detector rail-ul ăla se activează și semnalul de redstone ajunge mai departe. Extraordinar, la asta nu vă așteptați, este că știam. Ok, mai departe. Chestia asta cred că o știe absolut oricine, nu este niciun secret. Dacă un minecart se izbește de un cactus, se sparge. Adică cred că asta știa absolut toată lumea, 2 secunde să facem lumină. Așa, bun, acum că e lumină, deci cum spuneam, dacă un minecart se izbește de cactus, puf, dispare. Asta cred că știe absolut toată lumea, dar am zis totuși să introduc în videoclip pentru cei care probabil nu știau. Bun, mai departe. Ce avem noi aici? Avem exact ce am învățat mai devreme, cu torța deasupra blocului de redstone, semnalului de redstone și un semnal de redstone. Și deasupra este o intersecție în formă de T. De ce vă arăt eu chestia asta? Pentru că noi acum, dacă trimitem un semnal de redstone, torța aceea se va stinge și se va întâmpla chestia asta. Efectiv, s-a schimbat direcția de mers. Toată șina, puf, a făcut la stânga. Gata, nu mai mergem dreapta, mergem stânga. Deci, datorită torței acestea care se află dedesubtul șinei, se întâmplă chestia asta. Când are semnal și când n-are, se schimbă efectiv direcția. Când e în stânga, n-are semnal. Când e în dreapta, are semnal. Ok? Bun. Nimic mai simplu. Cred că chiar, asta chiar nu cred că e o problemă. Deci acum avem semnal. Dacă împingem un minecart, mergem dreapta. Acum dacă pornim asta și împingem un minecart, mergem în stânga, fără niciun fel de problemă. Corect, corect, bun. Next. Probabil cea mai complicată chestie pe care eu am construit-o până acum, haideți să aruncăm și noi gunoile astea de aici, este asta. Avem nevoie de un redstone comparator, un repeater și o torță de redstone și cam și un bloc de orice fel. Se construiește în felul următor. Punem un redstone repeater orientat în partea aceea, da? Un bloc înălțime, torță, bloc deasupra torței, bloc deasupra la ăsta și un repeater în partea aceea. Și acum ce face chestia asta, să ne întrebați voi? Deci cam asta e toată construcția, asta e cea mai complicată chestie pe redstone pe care am folosit-o în construcție. Până aici nu cred că nu m-ați putut urmări. Bun,
Noi dacă observăm, avem un power drill într-un capăt, un power drill în partea asta altă. Toată chestia asta o să ne colecteze 9 șinele, să ne colecteze 9 carturile care se vor izbi de cactus și o să le aducă într-un punct sigur. De exemplu, într-un dispenser. Pardon, îmi cer scuze, m-a luat o criză de tuse. Bun, acum avem 15 blocuri de redstone. Haideți să oprim un pic semnalul aici. După câte puteți seziza, dacă un power drill nu are semnal, practic funcționează ca o frână. Deci, noi acum dacă îi punem ăstuia 15 blocuri de cobblestone, da? Acestuia este gol, mă rog, mai are 15, pardon, așa. Bun, partea aia este pornită, da? Din cauza la repeaterul acesta și torța aia și jmecherii, după cum v-am zis, da? Cu blocul. Ia uite-l pe ăsta. Păi... Bă, pleacă, mă. Bă, eu vă zic că ăsta e... Ăsta e sistemul cu Smeagol, încă trăiește. E undeva în lume, trebuie să-l găsim pe Smeagol. Unde e Smeagol? Băi, stai că ne abatem de la treburile noastre, doamne, iartă-mă. Așa. Deci, cum spuneam, blocul ăsta are semnal, trimite mai departe, trece prin șină. Nu te mai uita așa urât la mine. Ia uite-l, ia uite-l, mă. Așa. Acum dacă mergem în partea aia altă, șina s-a oprit. El descarcă încet, încet în chestul acela. De exemplu, minecart-ul ce o să adune el. Și după aia își continuă traseul fără niciun fel de problemă. Deci asta se află practic sub șina noastră de tren. Next. Aplicând practic tot ce am învățat noi până acum, dacă un minecart se află pe un detector rail, trimite un semnal de redstone, torța se stinge, direcția se schimbă. Și cam asta este toată construcția noastră magnifică din Nether. Și ultima chestie, nu cea din urmă, dacă un dispenser are un rail în fața lui, în momentul în care noi trimitem un semnal de redstone către acel dispenser sau un buton deasupra lui, cartul se pune direct pe șine și merge mai departe. Bun, acum că am făcut chestia asta, haideți în lumea noastră de Nether repede, repejor, să vă arăt în ce stadiu am ajuns cu construcția. Nu atât, numai nimic, am ajuns unde trebuie, suntem în lumea noastră de Nether. Momentan nu vreau să vă arăt stația, pentru că mai întâi vreau să vă vorbesc și eu cu voi. Am făcut un live stream în care ne-am apucat un pic de a contura, practic, stația noastră, prima stație de șine din Nether. Și am ajuns la concluzia următoare. Nu are rost să filmez absolut fiecare chestie pe care o fac. Pun un bloc, sparg, pun un bloc, sparg, pun un bloc, sparg. Chiar nu are rost să filmez toată chestia asta. Și am decis cu comunitatea care a fost pe live stream să facem, practic, câteva update-uri pe parcurs în... pe parcursul în care noi înaintăm cu șina de tren, cu stația, cu așa mai departe. Eu mi-am permis să fac un pic mai mult decât un update, efectiv să sărim mult mai mult înainte, să vă arăt direct prima parte de stație gata, terminată. Drept dovadă de aia ați văzut și introducerea aia în care v-am explicat absolut fiecare element de redstone pe care eu l-am folosit. Așadar, fără asta la discuții, haideți să vedem stația. Pam, 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 pam. Extraordinar. E foarte multă lumină pentru că eu folosesc shadere, știu. Și știu că chestia nu e centrată, trebuie reparată, nu-i problemă, o să rezolvăm. Dar, revenind de aici, avem exact butonul, da, acolo, dispenserul, acolo. Când apăsăm butonul și în asta se activează, noi plecăm, facem stânga și mergem către primul portar care este acolo în capăt, nu știu dacă se vede, abia se vede. Așa. Urmă când ne întoarcem, detector rail-ul care va schimba sensul șinei, mergem în stânga, cactus și o să vină mitică ăsta pe dedesubt și o să colecteze tot. Nimic nu lasă ăsta, bă, nimic. E un hoțoman și jumătate. Da, deci cam asta e practic tot ce se întâmplă în fundul casei, să zicem așa. Aceasta este mirobolantă stație. Nu vreau nimica complex, nu vreau nimica mare. Și cred că o să continuăm de fapt tot modelul ăsta. Cred că așa o să fie toată stația până la ultima șină încolo. Și cred că așa o să-l facem pe tot, pentru că mie chiar îmi place cum arată ăsta Nether brick-ul cu quartz-ul, arată țâță de mâță. Și am ajuns până în punctul ăsta, aici am folosit niște glass panel-uri să vedem așa în jurul nostru pe unde și când cum suntem. Mai am puțin, nu mai ai chiar așa de mult de umblat. Oricum, cred că o să facem un live acum și o să mai lucrăm un pic la tunel. Cam asta e tot. Apăsăm, haideți să mergem la plimbare. Momentul, o să închid aici imediat, nu-i problemă. În cazul în care se sparge un minecart, niciun fel de problemă, facem altul, Doamne ajută că avem de unde. Mergem la plimbare, hai. Puf, 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 puf. Am ajuns până aici, am ajuns în capăt. Momentan, ne întoarcem. Detector rail-ul schimbă sensul, poc, poc. Și gata, end of story.
Nu știu dacă a ajuns unde trebuie. Nu cred că a ajuns unde trebuie. Dar măcar le luăm noi, adică asta e bine. În cazul în care nu le putem la noi și le aruncăm undeva și numai bine, le aruncăm din nou pe jos și ajungem din nou în sistem unde trebuie să ajungă el de fapt. Și cam asta e toată șmecheria, nimica complicat, zic eu. Dar cam atât ar fi și pentru videoclipul ăsta. Știu că nu e foarte lung, știu că nu e foarte complex. Am vrut doar să vă arăt și vouă ce am lucrat eu mai exact la stația asta. Vedeți că mai avem aici materiale o grămadă și mai avem de muncit un pic și ajungem în capăt. Cam asta ar fi totul pentru astăzi. Eu sper că v-a plăcut, eu sper că v-a ajutat și sper să faceți și voi chestii cât mai interesante din restul. Adică până la urmă eu chiar asta mi-aș dori să facem. Adică eu nu sunt cel mai experimentat om la Redstone. Eu vreau să învăț și mai departe să învăț și pe voi tot fel de chestii interesante, cum ar fi asta. Pentru că părerea mea e destul de interesantă. Adică nu știu cum vi se pare vouă, eu doar am zis, nu? Na bun. Eu am fost Alex. Nu uitați să apeși la butonul de like. Până data viitoare. Ciao.